Un marinar și cățelul său au supraviețuit 2 luni pe mare într-o barcă aflată în derivă. Prietenia dintre cei doi și câteva unelte de pescuit au fost tot ce au avut nevoie pentru a rămâne în viață. Pentru a rezista, cei doi au mâncat pește crud și au băut apă de ploaie. Tim, în vârstă de 51 de ani, care locuiește în Sydney, și câinele său Bella au plecat din Mexic spre Polinezia franceză luna aprilie, dar barca lor a fost avariată de o furtună câteva săptămâni mai târziu. Ei au fost salvați de o navă în această săptămână, după ce un elicopter i-a reperat. Medicul de la bordul navei a declarat din Australia că bărbatul are semne vitale normale. Tim a spus că uneltele de pescuit l-au ajutat să supraviețuiască. De asemenea, pentru a evita arsurile solare, bărbatul s-a adăpostit sub baldachinul bărcii sale. El va fi transportat în Mexic pentru a fi supus unor teste medicale, relatează Antena 3.ro.